nevoie de pământ, are nevoie de apă și are nevoie de soare. La pământul părinților, la apa profesorilor, vine biserica cu cerul, cu lumina, cu Dumnezeu. Deci școala românească are nevoie imensă de cerul credinței, de lumina rugăciunii, de Dumnezeu, ca sens în viață, adevăr și izvor al libertății. Vă adresez tuturor rugămintea să aveți grijă cu delicatețe, cu curaj de acest pom. Părinții să sape adânc, școala să adape și biserica să lumineze drumul. Doamne ajută!